La data de 11 octombrie 2018, la librărie din centru a avut loc prezentarea antologiei Dați totul la o parte ca să văd, cu poemele lui Eugen Cioclea, alese de Emilian Gălaicu Păun. Este o carte omagiu adusă nonconformistului Eugen Cioclea și face parte din Cartier de Colecție. Citisem cele câteva poeme lui Eugen Cioclea în literatura șarta și m-au bulversat. Nu-mi imaginam că așa ceva e posibil, pentru că veneau în contratim și cu regimul. Era un răspăr, era un poet în răspăr. Și versurile alea erau pur și fulminante. La scurt timp, deci în decembrie 86, deja l-am cunoscut la Moscova, a fost așa un fel de ciocnire, pentru că evident că lui nu putea să-i placă de mine, eu deja debutase un volum cu niște versuri nepartinice, nimic, dar convenționale. El era deja în plină expansiune, fără a fi publicat nimic. Și nu știu cum, foarte repede, deci, după aceea, citindu-ne reciproc, apropiindu-ne, foarte repede am devenit practic de nedespărțit, 3 ani de zile cât am stat la Moscova, că nu cred că a fost o săptămână în care să nu ne fi văzut, să nu fi schimbat texte, să nu fi discutat, deci era o relație care a funcționat ca un fel de catalizator foarte puternic și pentru el și pentru mine. Printre cei prezenți fiind nu doar admiratori ai versurilor sale, dar și cei care au reușit să-l cunoască pe omul din spatele cuvintelor. Emilian Gălaicu Păun, Sevolod Ciornei, Mihai Fusu, Lucia Țurcanu, Andrei Sochirca, Alexandru Pleșca, Laura Cioclea au făcut omniprezentă personalitatea autorului prin puterea versului său. Fiecare din cei menționați anterior având câte o istorioară care vine să ne spună cine a fost omul Eugen Cioclea, prietenul Eugen Cioclea și tatăl Eugen Cioclea. Avea putere de a face niște gesturi care îți tăiau respirația, pur și simplu. Bună oară, eu știam foarte bine că trăia foarte greu, deci avea copil mic deja, așa am cunoscut-o apropo pe Laura. Și imaginați-vă, de exemplu, m-ai împrumutat de la noi bani, noi deja doctorați eram, aveam niște burse ceva mai măricele. Și imaginați-vă, de exemplu, de ziua mea de naștere, 22 iunie 87, bate cineva ușa, se deschide ușa și apare întâi un enorm buchet de trandafiri, probabil că costau avere, după care apare zâmbetul lui Cioclea. Așa ceva este incredibil. Avea gesturi de felul ăsta, dar avea și un fel de fidelitate într-o relație. Deci era foarte exigent, dacă avea ceva de spus, putea să vină la 3 noaptea să ți-o spune. Nu era călduț, niciodată n-a fost călduț. Cioclea a fost un om dintr-o bucată și asta mi-a plăcut totdeauna la el. Ca și om care l-am simpatizat, l-am iubit și l-am înțeles, cred că eu am să expun, am să mă pun și pe poziția lui. Dacă s-ar vorbi despre el, sau dacă aș fi Cioclea și s-ar vorbi despre mine, aș vrea să se spună adevărul. Adică ce este? Eugen niciodată nu a vrut, n-a fost avid să audă despre el vorbe mai frumoase decât sunt. A fost foarte obiectiv când s-a vorbit mai prost decât este, mai urât decât este. A fost un poet, adică a văzut lumea în metaforă, dar a avut o minte foarte limpede. În relațiile de prietenie, în relațiile cu femeile, în artă, nu știu, a fost așa, nu știu dacă l-aș asemui cu un filozof antic, poate cu, aș zice că este un filozof stoic, poate este un fel și un fel de Diogene, care încerca să fie cumva în afara societății, să fie așa ca un fel de lup singuratic, dar totodată venea spre oameni cu atâta dragoste, cu atâta necesitate. Asta se vorbea printre altele, dacă este un poet al anilor 80, și eu mi-am adus aminte că de fapt când l-am cunoscut eu, chiar prin 79, el deja recita propriile versuri, el și le învăța pe de rost pentru că nu era publicat. Și el le ținea în minte și deja avea o colecție mare de versuri, dovadă că într-adevăr este un poet al anilor 70, pentru că astăzi la această serată s-a discutat, își recita versurile într-o manieră cumva foarte, nu așa cum recit actorii, nici așa cum recită elevii, cum se zice, cu expresivitate, știți, parcă le citea de desubt, ca un vulcan care le împingea spre noi. Cel caracterizează pe Eugen Cioclea în postura sau în rolul lui de tată este faptul că el s-a străduit, nemărginit de mult, să fie un bărbat și un tată pentru copiii săi, în limita
poetului care i-a permis asta, pentru că poetul și omul de artă Eugen Cioclea până la urmă a avut întotdeauna prioritate și era omul care era și niciodată nu s-a ascuns și în pofida vremurilor în care a trăit, el a ales să trăiască viața așa cum a fost el, iar caracterul de tată și rolul de tată, de bărbat în casă, din păcate până într-un final nu i-a reușit, poate așa cum și-ar fi dorit el, însă de fiecare dată când avea ocazia și exprima nemărginita mândrie pentru copiii lui, pe care îi prezenta ca o creație proprie, ca pe o carte pe care o scria el nopți nedormite, și asta demonstra dorința lui nemărginită de a împăca aceste două lumi care trăiau în el. A fost și este un poet al poporului, iar operele sale sunt actuale și pline de verticalitate și la momentul de față. Astfel, participanții evenimentului nu au ezitat în a procura antologia Dați totul la o parte ca să văd. Eugen Cioclea este chiar și astăzi poeții, în ghilimele, oficiali, încearcă să-l marginalizeze. Personalitatea lui este, de fapt, el este poetul, pe adevărat ar zice, al oamenilor. Poetul tinerilor revoltați, tinerilor îndrăgostiți și care iubesc deschis, fără pudoare, fără falsă etică și modestie. Eu cred că în mod deosebit este poetul și omul zilei de azi, când trebuie să afirm cine ești, să nu-ți fie nici jenă de ceea ce ești tu și, de fapt, să fii autentic, să-ți păstrezi autenticitatea și să-ți afirmi personalitatea. În opera lui Cioclea, dacă veți căuta, veți găsi poeme adresate oricui, cred eu, de la începând de la cel adolescent, care se poate regăsi în poezia lui, până la poeme adresate celor mai romantici, despre mamă, despre țară, despre patrie, despre sat, despre casa părintească, până la cele mai dure și reci și directe, cum spuneam, poezii celor care stau pe baricade și nu se lasă modelați după modă și trenduri, ca să-i spun eu așa. Cu siguranță poezia lui se adresează oricui. Lansarea antologiei Dați totul la o parte ca să văd urmează a fi succedată și de alte evenimente care au scopul de a promova creația celui mai trist poet din Europa. Deci eu țin foarte tare și sper că o să ne țină și curea, o să facem un festival de poezii tânără Eugen Cioclea. Am făcut împreună cu o echipă de la Iași, la TVR Iași, un film documentar despre Eugen Cioclea și vom face o premieră a filmului și o lansare a antologiei la Muzeul Teatrului Român de la București. Deci voi face în continuare ca poezia lui Eugen Cioclea să devină într-adevăr una foarte cunoscută și de largă circulație. La finele evenimentului, fiecare din cei prezenți au reușit să primească câte un autograf de la autorul antologiei, iar sala a fost până în ultima clipă a lansării plină de Cioclea. Ar trebui să ne dăm la o parte tot ce ține de mica conjunctură, de aranjamente. Cioclea nu era un om cu care să face aranjamente, era dintr-o bucată, repet o dată în plus. Deci, dacă încercăm să vedem esențial, să vedem ce este în zare, să vedem un anumit relief, tot ce ne stă așa în ochi, ca niște gunoaie în ochi, trebuie smăturate. Cam asta este una dintre lecturile acestui titlu.